o chestie politică ca să ridicați această problemă. Dar este clar că nu mai se putea merge înainte cu o datorie de peste 30 de miliarde, în care nu putea să le duce, pentru că la formula care se povestea la momentul respectiv, și nu vreau să spun aici, depășeam deja salariile, media salariilor era undeva la 22.000 de lei pe jucător. Eu nu cred că Călărașul putea să ducă cheltuiala asta, pentru că pe anul competițional 2019-2020 s-au cheltuit 62 de miliarde vechi, da? Și 10 miliarde 400 la plus. Cred că să mai ducem încă 30 de miliarde peste sumele cheltuite, Călărașul nu mai avea nicio stradă. Asta da, este mă rog. Hotărârea dumneavoastră. E normal și ne-o asumăm. Este normal și ne-o asumăm. Da, este bine sigur. Să știm și istoricul ca este să știm foarte bine să știm sigur. Și să știm și cine a închis hambarul și fusa. Dumneavoastră ați închis, că asta s-a cu datorie. Ce Dumnezeu, dar nu noi. Nu era niciun rău. Nu, dar nu noi. Ce Dumnezeu. O secundă, până la timp. Trebuie să desemnați și reprezentantul municipiului Călăraș în adunarea generală a acționarilor. Și reprezentantul municipiului Călăraș în Consiliul Director. Când vei achiziționa, vom achiziționa jucătorii. Cum se procedează, domnule? Că aici vorbim de bani publici, da? Da, vom vedea. Lasă vrăjeala, că nu va fi nevoie, dar nu știu cum e. Vom avea oameni și copiii noștri să joace bani. Că să fii foarte atent, că veniciile astea de 2 bani, tu le semnezi. Deja am început să discutăm cu copiii noștri care joacă prin țară. Ca să diminuăm cheltuielile, că de asta asta e bugetul mai mic, e de 2 milioane și pentru că vom încerca să aducem toți călărășenii acasă. Dacă jucăm cu călărășeni și în speță călărășenii sunt mai ieftini, domnul primar. Sunt mai ieftini, domnul primar. Nu, nu vom mai plăti mai ales femeile, ce cheltuielile. Mă interveniți în halul ăsta, mai ieftini sau mai ieftini. Să știți, să discuta și or să fie și mai. Dar mulțumesc frumosului. Cine este pentru? Cu cele două nominalități. Băi, bani, mai vin vreodată cu Gheorghe. Domnul Stelinca, doamna Filima. Doamna Filima. Cum? Domnul Alde și doamna Filima. Ce este pentru? Abțineri? Împotrivă. Două voturi împotrivă. 17 voturi pentru. Și a votat împotrivă și domnul Chirisă și doamna Enache.